Egiptul antic încă mai are multe secrete de spus, iar arheologii au făcut câteva descoperiri fascinante de-a lungul anilor, precum mormântul unei regine necunoscute până acum, un altar cu șoim, cu un mesaj enigmatic și un tunel masiv sub un templu. Iată 15 dintre cele mai uimitoare descoperiri din siturile arheologice din Egiptul antic. Portretele unor mumii. În timp ce săpau o necropolă din orașul egiptean antic Philadelphia, arheologii au descoperit două portrete complete de mumii, precum și mai multe portrete incomplete ale unor persoane îngropate în cimitir. Cercetătorii cred că persoanele decedate erau probabil din clasa de mijloc sau din elită, deoarece pe atunci ar fi fost costisitor să comanzi picturi personalizate cu chipul lor. Din cauza jafurilor, este de asemenea incredibil de rar ca arheologii să găsească portrete de mumii, ultimele exemple înregistrate fiind descoperite în anii 1880. Templul dedicat zeității Zeus Cassios. Arheologii de la situl Tel el-Farama din peninsula Sinai au descoperit rămășițele unui templu dedicat lui Zeus Cassios, o divinitate care era o încrucișare între Zeus și zeul vremii Cassios. Cercetătorii au descoperit templul după ce au observat secțiuni din două coloane de granit roz care ieșeau din pământ, despre care ei cred că au susținut cândva poarta din fața templului și care probabil s-a prăbușit în antichitate în timpul unui cutremur masiv. Alte 14 sarcofage. Autoritățile egiptene au anunțat în 2020 descoperirea altor 14 sarcofage care datează din urmă cu aproximativ 2500 de ani la baza unei structuri din necropola Saqqara situată la sud-vest de Cairo. Aceste obiecte funerare se adaugă celor 13 sarcofage găsite în același loc cu o săptămână în urmă. Situl Saqqara, aflat la 25 de km sud, în raport cu piramidele de pe platoul Giza, este o vastă necropolă care găzduiește celebra piramidă în trepte a faraonului Djoser, prima piramidă din era faraonică. Acest monument, construit în jurul anului 2700 înaintea erei noastre de arhitectul Imhotep, este considerat unul dintre cele mai vechi de pe suprafața Pământului. Imagini cu sarcofagele recent descoperite, realizate din lemn pictat și bine conservate, prezintă motive în nuanțe de maro și albastru, dar și numeroase hieroglife. Ministerul egiptean a publicat un videoclip de promovare pentru a anunța noi descoperiri arheologice. În acel clip, ministrul pentru antichități și turism, Khaled el-Enani, poate fi văzut în timp ce anunță că descoperirile făcute recent în situl Saqqara reprezintă doar începutul. De mai mulți ani, autoritățile egiptene anunță cu regularitate diverse descoperiri arheologice, printre altele cu scopul de a relansa turismul național. Mumiile cu limbi de aur. În timpul perioadei greco-romane nu era neobișnuit ca mumiile să fie îngropate cu limbi de aur. Vechii egipteni credeau că acest lucru ar ajuta la transformarea defuncților în ființe divine în viața de apoi. O echipă de arheologi a găsit mai multe exemple ale acestei practici speciale de înmormântare într-un cimitir antic de lângă Qusna, la nord de Cairo. Mormintele conțineau de asemenea o multitudine de obiecte funerare precum coliere, ceramică și scarabei din aur. Altarul șoimului și un mesaj enigmatic. Arheologii au descoperit un sanctuar vechi de 1700 de ani cu 15 șoimi fără cap pe un piedestal și un monument de piatră care înfățișa doi zei necunoscuți în Berenice, un port de la Marea Roșie. Lângă piedestal a fost găsit un harpon de fier, dar ceea ce i-a uimit cu adevărat pe cercetători a fost inscripția în greacă pe care au descoperit-o într-una dintre camerele din spate ale sanctuarului, pe care scria: "Nu este potrivit să fierbi un cap aici." Mormântul unei regine din perioada faraonilor. În Valea Regilor din orașul antic Luxor a fost descoperit un nou mormânt din perioada faraonilor. Acesta se află pe malul Nilului și aparține unei soții de rege din a 18-a dinastie egipteană, care i-a avut membri și pe Akhenaton și Tutankhamon în urmă cu circa 3500 de ani, anunță Mostafa Waziri, directorul Departamentului de Antichități Egiptene. Primele elemente descoperite până acum în interiorul mormântului par să indice deja că acesta datează din timpul celei de a 18-a dinastie. Interiorul mormântului este într-o stare proastă de conservare din cauza numeroaselor construcții și inscripții distruse de inundațiile din antichitate, care au umplut camerele mortuare cu sedimente nisipoase și calcaroase, explică acesta. Mormântul este cel al unei soții regale sau al unei prințese din linia ierarhică a faraonilor Tutmes, din care foarte puține au fost dezgropate până acum, precizează și Pierce Litterland, profesor la Universitatea Cambridge și coordonatorul echipei britanice de arheologi. Un recipient plin cu carne.
Orașul Aten este cea mai mare așezare antică descoperită vreodată în Egipt. Acesta este situat aproape de Luxor și datează încă din timpul domniei lui Amenhotep III, unul dintre cei mai puternici faraoni din Egipt, ce a domnit în perioada 1391-1353 înainte de Hristos. Având în vedere că situl are o suprafață destul de mare, artefacte noi vor putea fi descoperite pe parcursul următoarelor luni de zile. Renumitul egiptolog Dr. Zahi Hawass l-a descris ca fiind un oraș de aur pierdut care a fost rapid dezgropat după începerea excavării din septembrie 2020. Una dintre descoperirile mai puțin apetisante de până acum este un recipient plin cu carne fiartă sau uscată, cred arheologii. Pe recipient este inscripționat următorul text: Anul 37, carne pentru al treilea festival Hepsed, provenită de la abatorul de la curtea lui Ka, preparată de măcelarul Yui. Aceste informații valoroase nu numai că ne oferă numele a două persoane care au trăit și au lucrat în oraș, dar a confirmat faptul că orașul a fost activ și timpul coregenței regelui Amenhotep al III-lea cu fiul său, Akhenaten, a declarat Hawass. Inelul din aur cu chipul zeului distracției. Încă o dovadă că și egiptenilor antici le plăcea să se distreze. În timp ce explorau un loc de înmormântare din Akhetaten, actualul Amarna, un oraș situat la sud de Cairo, arheologii au găsit o comoară de artefacte din aur, inclusiv un colier și trei inele. O bijuterie s-a remarcat prin gravura lui Bes, cunoscut și sub numele de zeul distracției. Imagini antice ale divinității iubitoare de distracție pot fi găsite în tot Egiptul. El este adesea reprezentat ca un pitic căruia nu numai că îi plăcea să cânte muzică și să petreacă, dar și să protejeze femeile în timpul nașterii. Tatuaje protectoare la naștere. Înainte de a naște, unele femei din Egiptul antic își făceau tatuaje ca formă de protecție în timpul nașterii. Arheologii au descoperit 6 exemple ale acestei practici în timp ce studiau mumii îngropate la Deir el Medina, un sit arheologic situat pe malul râului Nil. Descoperirea tatuajelor antice este o raritate, deoarece pielea ar fi trebuit să fie conservată, iar arheologii au ca practică să nu despacheteze mumii. Cu toate acestea, în acest caz au fost expuse porțiuni din corpuri, inclusiv partea inferioară a spatelui unei femei, a cărei cerneală antică includea linii negre și o reprezentare a lui Bes, o divinitate care proteja femeile în timpul nașterii. Vast tunel de apă. Arheologii au descoperit un tunel lung de 1305 metri sub un templu din Taposiris Magna, un oraș antic situat la vest de Alexandria, Egipt. Se crede că la un moment dat, tunelul masiv a fost folosit pentru a transporta apă către cetățeni și este o replică exactă a tunelului Eupalinos de pe insula greacă Samos, considerat o minune inginerească. Păsări într-o capodoperă egipteană. O pictură care conține păsări atât în zbor cât și cocoțate lângă o mlaștină este atât de detaliată încât cercetătorii din zilele noastre au folosit o copie a acesteia pentru a numi speciile exacte pictate pe opera de artă veche de 3300 de ani. Arheologii au găsit capodopera în urmă cu un secol pe pereții unui palat din vechea capitală egipteană Amarna, dar abia recent cercetătorii au identificat speciile reprezentate în lucrare, printre care se numără un ciocănitor de mare, Ceril Rudis, o ciocârlie cu spatele roșu, Lanius Colurio, și o ciocârlie albă, Motacila alba. 7 cartiere diferite. Tot în orașul Aten, arheologii au identificat 7 cartiere rezidențiale diferite, precum și centre industriale și administrative. Acestea dezvăluie multe despre cultura și economia orașului, dar și dovezi ale prelucrării metalelor și a sticlei. Ceea ce nu se știe încă este motivul pentru care orașul a fost abandonat. Se crede că conducătorii Akhenaten și Nefertiti și-au mutat capitala imperiului în orașul Amarna în decursul unui an. Încă nu se știe motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru. Sfinxul zâmbitor. Un sfinx care zâmbește reprezentând un împărat roman a fost scos la iveală de către arheologi în apropierea templului lui Hathor din complexul arheologic Dendera, au anunțat ieri autoritățile egiptene. Sfinxul din calcar a fost descoperit într-un bazin bizantin aflat în interiorul unui mormânt cu două niveluri, alături de o stelă romană gravată în demotică și hieroglifică, a precizat Ministerul Turismului și Antichităților într-un comunicat. Acesta a adăugat că stela nu a fost încă descifrată pentru a afla identitatea exactă a împăratului, despre care echipa egipteană responsabilă cu săpăturile susține că ar putea fi împăratul roman Claudius. Egiptul a anunțat mai multe descoperiri majore în ultimele luni, în principal în necropola de la Saqqara, în apropiere de Cairo, cunoscută pentru piramida în trepte a faraonului Djoser, dar și pe platoul de la Giza, unde se află ultima dintre cele 7 minuni ale lumii antice. O nouă înțelegere a mumificării. Arheologii au răsturnat complet scenariul cu privire la ceea ce se învață la școală despre mumificare. Vechii egipteni foloseau această practică de înmormântare nu pentru a conserva trupurile celor decedați, ci ca o modalitate de a-i ghida spre divinitate. Noua teorie este în centrul unei expoziții numite Mumiile de Aur ale Egiptului. Mormântul unei regine necunoscute.
La 100 de ani de la descoperirea mormântului regelui Tut, un grup de arheologi a scos la iveală mormântul unui rege necunoscut până acum, regina Neit. Descoperirea a fost făcută la Saqqara, un sit arheologic din Giza, și este prima mențiune înregistrată despre ea în arhivele arheologice. Pe lângă mormânt, cercetătorii au găsit numeroase sicrie și mumii, dintre care unele au aparținut celor mai apropiați generali și consilieri ai regelui Tut. Noi ne vom opri aici astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne scrii părerea ta în comentarii. Pe data viitoare!